Acum ne-am întors cu toți. Ne iată. Ce altă slujbă ne așteaptă, tată? Zvântați cu un zâmbet aripile plânse. Vă aștept la grașturile de smarald. Nu vă grăbiți. Încă e amiaz și cald. Și eu vă aștept. Și chingile sunt strânse. Lumea. Eu acum, pe mine m-ai pus în situația în care să nu știu ce să fac. Acum când nu e, e ca și cum s-a rupt ceva vital. Adică nu, eu nu-mi găsesc niciun... nu înțeleg de ce sunt acolo, nu înțeleg ce fac. E greu de... recompus un om din cuvinte, în general, și sau din amintiri, impresii. Din păcate, el plecând unde a plecat, nu poate fi acum decât pomenit din cuvinte, cum se zice. Cred că avem așa un 30-35 de ani aproape, aveam de... cunoștință, ne-am apropiat încet unul de altul. Acest impact și acest pas spre prietenie a plecat undeva la filmul Maria și Marea, al lui Mircea Mureșan, în care el juca rolul principal din film, alături de Maia Morgenstern, și unde am negociat foarte mult împreună cu el, cu Mircea Mureșan, cu regizorul, noi având din când în când câteva idei, mai năstrușnice sau mai puțin năstrușnice. Ordon? Abandonarea vasului? Albert, nu abandona fără aprobarea mea. Reparați servomotorul. Începe cu o durere. Și anume, că ba se întâmpla una, ba se întâmpla alta. N-am putut răspunde niciodată invitației de a petrece ziua domniei sale de naștere undeva la începutul lui mai. N-am putut să onorez, n-am putut să dau curs niciodată invitații. Ba nu eram, ba se întâmpla, ba nu știu ce intervenea. Și asta îmi rămâne ca o strângere. Tatăl lui, inginerul Ștefănescu, un inginer de mare valoare pentru orașul Câmpina și nu numai, am făcut o mică manufactură și de momentul în care s-a născut a tras cu un tun mic să afle Câmpina că are un băiat. Răposații Geo Saizescu și alții îl întrebau de ziua lui: de ce atâta mâncare? De ce atâta băutură? De ce atâta lume? Care se vii răspundea senin: pentru că sunt grand oman. La nașterea mea s-a tras cu tunul. Zvântați cu un zâmbet aripile plânse. Vă aștept la grajdurile de smarald. Nu vă grăbiți.
Încă-i amiaz și cald și eu vă aștept. Și chingile sunt strânse. Era un om cu care îmi făcea plăcere să mă văd de fiecare dată când mergeam în București să-mi vizitez trecutul. Și ne vedeam. Uneori dându-ne întâlnire, alteori nedându-ne întâlnire. Fie la el în mica lui garsonieră, unde în paranteză fie spus, ca să zicem așa, petrecând noaptea de 21 spre 22 decembrie până dimineața la ora 5, da? 1989, fie în alte locuri, să-i zicem, de la teatru, evident, la diferite săli unde mai făcea, avea ocazia să facă recitaluri, până în diferite locuri de agrement bahic, să zicem. Când se întâlneau, pentru mine era o bucurie, tot timpul era un schimb de replici, de atitudini, de... Și asta, domnule, uite, până la urmă îți rămâne undeva în suflet, atitudinea omului. Și începeau controverse, că cine nu ne-ar fi cunoscut ar fi zis că noi chiar ne certăm, că noi, de fapt, ne contraziceam de dracu' replici. Soția mea, Anca, la început, de câteva ori a ieșit marcată total, cu lacrimi în ochi, ce nu se poate, dar voi v-ați certat atât de tare? Era și Vivi Drăgan, altul. Ne certam definitiv în seara aia, asta dura de obicei cam 10-15 minute, după care unul dintre noi dădea un telefon la celălalt și reîncepeam discuția ca și cum nu s-a întâmplat nimic, nimeni nu își cerea iertare. Când veți veni în Amurg sub înserare, vom călări frumoși prin Elizeu, în cavalcadă până la Dumnezeu, descălecând la tronul, la picioare, ne-om prosterna cu frunțile alese, pe lespedea de nou luminată, cel mai voinic din noi va spune tată, ți s-au întors feciorii cu mirese. Ah, ce m-aș mai duce! Și era un eveniment între prieteni, lumea artistică, lumea neartistică, prieteni mai apropiați, ba ne adunam, ba ne certam, ba ne întâlneam, ba coincideau gândurile, opțiunile, părerile noastre estetice, politice, pentru că se vorbeau și e normal să se vorbească despre toate. De multe ori ne vedeam și nu totdeauna aveai chef să participi. Și atunci el cu un alt minunat actor, Coții Praida, coleg de-a lui Sebi, de la Ploiești, băi, nu te supăra, dacă n-ai chef, du-te acasă, că poate vrea unul cu chef să se pună în locul tău, cumpi un loc degeaba, du-te acasă, vii când ai chef. Când mă duc în anumite locuri din București, de exemplu, pe care le frecventam împreună, am așa sentimentul pentru o fracțiune de secundă că ar intra normal pe ușe, pe poartă și că ne-am reluat contrazicerile. Din când în când mai dau pe YouTube, mai sunt înregistrări de la concertele lui Ionuț cu recitările lui Sebi, Ionuț fiul lui, flautistul celebru, sau recitările lui pur și simplu și e foarte prezent, adică îmi vibrează în aer vorbele lui ca și cum ar fi prezent, adică ar fi lângă mine. Cu o zi înainte de a pleca într-o misiune în Afganistan, m-am întâlnit cu el în oraș. Și tocmai scosese o plachetă de povestiri din tinerețe în care mă regăseam, cu o grămadă de povești în care mă regăseam și l-am rugat să-mi dea să am una de citit pe avion și în răgazul de acolo. Vreau să spun că a fost una dintre cele mai citite cărți în Armata României, pentru că a umblat prin toate corturile de a ajuns fericit acasă. Eu nu știu dacă mai am, o spun cu regret. Când i-am povestit lui Sebi câte sute de oameni au citit cartea, am simțit în el un soi de mândrie firească.
Pe unde ne-ai trimis a fost și bine, a fost și rău pe drumul străbătut. Dar tot ce ai scris să facem, am făcut. Și nu te-a dat niciunul de rușine. Ne temem și de poezie. Și ne temem. M-am analizat pe mine. Când mi-a făcut plăcere sau nu concluzia la care am ajuns. Ne temem că nu vom înțelege. Ne temem, aolo, cum plouă în sus, care plouă în jos, aud materia plâng. Mi-e teamă că de la asta, de la spaima, dar nu cumva să nu înțeleg, dar nu cumva să nu fiu eu în stare a mă ridica până la sensul metaforei, al comparației, până la sensul prozodiei, până la ce ne transmite arta poetică. E o spaimă, e o fugă. Din punctul ăsta de vedere, era ca o călăuză. Era o călăuză. Eusebiu Ștefan, omul Eusebiu Ștefanescu, te călăuzea, îți deslușea, fără să îți impună. Cred că asta e o formă de, după părerea mea, o formă de generozitate. Eu asta am țesut, a înflorit în mine acest lucru, vi-l ofer. Și modalitatea în care trata poezia și o oferea celor din jurul său și o făcea cu încredere. Aoleu, ce mă fac dacă nu mă înțelege nimeni? Ba da, cu încredere. Și era justificată aceasta. Nu era naivitate, nu. Încrederea cu care își investea publicul, cu orice, în ocaziile pe care le-am fost martor. Dincolo însă de remarcabila sa carieră actoricească, Eusebiu Ștefănescu era un mare iubitor al artelor și al artiștilor. A fost unul dintre prietenii intimi ai lui Nichita Stănescu. Se cunoștea și era bun prieten și cu altă pleiadă a poeților, Augustin Doinaș, Traian Coșovei, Grigore Hagiu, dar era și un foarte bun și apropiat prieten al artiștilor plastici. Exista un dialog, exista acea comunicare nevăzută între el și oamenii artelor. În această calitate l-am cunoscut pe Eusebiu Ștefănescu ca un apropiat al activităților culturale care se desfășurau în cercul militar național. Îi stătea foarte bine, fac o mică paranteză, lui Sebi, în uniformă militară în general. Cum bine știm că a jucat de la ofițer român la ofițer germani, a jucat Ferdinand, îi stătea foarte, foarte bine în uniforma militară și chiar iubea, într-un fel, să-i spunem, armata și, pentru că el, în fond, era un om foarte disciplinat și, în primul rând, de asta, știu că a fost foarte bun prieten cu studioul armatei, cu casa centrală armatei, știu că a venit la multe recitaluri. N-aș vrea să rămân la sol. Vă rog, sunt dispus să zbor pe planoare, pe utilitare, pe ce-o fi. Numai să zbor. Orice om visează soare, ca și pasul la zbor. Orice om ar vrea să zboare. Îmbrăcând la vremea respectivă costumul pilotului, bocancii de zbor și mergând parcă văd pe pista aceea și o filmare grea cu un tele de 1000 să vină în ax, să tot vină, toate astea l-a apropiat și l-a propriu și l-a figurat de ideea armatei. El a fost un prieten bun și devotat armatei. Sălile Cercului Militar Național, ecoul vocii lui a rămas întipărit aici. A fost un om foarte, foarte apropiat de instituția militară. Îi plăcea armata, îi plăceau militarii. Se simțea bine în mijlocul lor. Era prezent întotdeauna la marile evenimente ale oștirii. O făcea cu sufletul, cu măsura talentului său incontestabil, de certă, de autentică valoare.
Aproape pot spune că era din familie, venea aici ca acasă. Tatăl meu a fost întotdeauna atras, dar așa visceral de zona asta și cred că tot pentru că avea sentimentul ăsta pe care am încercat eu să vi-l explic, al rigorii, îți dă o siguranță, domnul, rigoarea îți dă siguranță. Acum să fim serioși, când vezi un militar de carieră, domne, merge într-un anumit fel, vorbește într-un anumit fel, privește într-un anumit fel, are o anumită statură pe care nu se poate să nu o remarci. S-a manifestat printr-o apropiere de circul militar, de o prietenie reală cu colonelul Dorca, care avea un respect deosebit vis-a-vis de el, respect reciproc al minteri. Ca o dovadă inalterabilă a demnității armatei și bisericii române, îmi vin în minte gândurile, de fapt e o scurtă rugăciune a poetului, care cuprinde această trinitate, să o numim armata, biserica, Dumnezeu și societatea civilă. În cercul militar național a inaugurat foarte multe din aceste acțiuni culturale. Avea un dar și un talent de a ști să improvizeze un discurs care se potrivea de minune momentului ales. Și venea cu idei de conținut. De exemplu, primul film pe care l-am proiectat când am făcut Luna Bucureștilor, prima ediție, a fost un film color pe care dumnealui l-a propus. A zis, există un film color, primul film documentar despre București din anii 40, îl căutăm în arhive și venim cu el. Dincolo de asta, dumnealui deschidea balul, era maestru de ceremonii. Prima datorie a unui maestru de ceremonii este să se prezinte. Eu mă numesc Eusebiu Ștefănescu, sunt actor român. Și de fiecare dată spunea câteva vorbe foarte frumos, făcea legătura cu trecutul, povestea celor prezenți despre cercul militar, câteva cuvinte că este un palat în inima orașului și ce înseamnă. Ce există aici în inima Bucureștiului, ce palat, ce comoare. Prezența lui era clar ceva memorabil și acolo de unde este el acum, aș vrea să-i mulțumesc că a fost alături de noi și cu idei și efectiv prezent la bal. De fiecare dată când a putut, a fost alături de noi. Eusebiu Ștefănescu a fost și rămâne una din marile prezențe în toate activitățile culturale ale Cercului Militar Național, ale Armatei Române, la care a fost invitat să participe și pe care le-am onorat întotdeauna cu cinste, cu dăruire și, aș spune, cu mult suflet. Există o inițiativă a Cercului Militar Național sprijinită de Societatea Scriitorilor Militari ca sala de spectacole să-i poartă numele. Este un lucru absolut meritat. Omagierea, cinstirea memoriei unui mare artist este în sine un act, un profund act de cultură. Mingea infernal, cum ar fi zis Nichita, și din soare s-a desprins ca o lumină chiar Nichita. Eu știam că e țintuit în pătuțul lui metafizic de un gips la piciorul stâng. Dar mi-a spus, bătrâne, vezi, mi-am scos pocitania aia de gips. Mi-am pus un gips mai mic, mai cochet, de poet, ca să vin să pun o floare, să vin prin zăpadă, să pun o floare și să-i fac o plecăciune lui Mișu la statuie. Știți că e statuia lui Mihai Eminescu în fața Ateneului. El îi spunea lui Mihai Eminescu Mișu, pe numele mic și alintat, ca să coboare de pe socul lui și să vorbească cu el ca de la poet la poet. Zice, dar uite, profit că e și Mișu de față. Zice Nichita, și o să-ți dau nume spectacolului pe care vrei tu să-l pui la Ploiești de ziua mea pe 31 martie. Era întotdeauna ziua lui Nichita și este ziua nașterii lui Nichita Stănescu. Și zice, m-am gândit să-i spunem spectacolului Frunză verde de albastru. Îți place? Zic, îmi place Nichita. Atunci zice, să dăm mâna, bătrâne,
Lisbona. Pentru că dacă are nume, are dreptul să fie. Și Nikita i-a promis că îi va scrie un spectacol. Și s-au entuziasmat foarte mult, au discutat foarte mult de asta. Și într-o altă seară, Nikita l-a surprins pe Eusebiu că i-a spus, uite, acum chiar dictăm poemele. Și dictarea a fost continuă, cu pauzele care se făceau de obicei. Pentru că Nikita dicta un poem și pe urmă îl citeam ca să-l audă. Și el îl asculta bine și foarte atent. S-a dictat spectacolul de la cap la coadă. După care a fost o mare fericire. Așa a fost. Mi-a luat mâna, mi-a întors-o după brațul lui și îmi spune, te rog din suflet acum, mai du-mă prin zăpadă câțiva pași, să-ți arăt unde a scris Mișu Kamadeva. Și m-a dus la Piața Ramzei, înainte de Piața Ramzei, e un scoar așa cu jocuri de copii, peste gard era o casă roșiatică, casa lui Slavici, unde Eminescu, bineînțeles că în ultima perioadă a vieții lui a locuit. Și zice, uite aici în prispă a scris Mișu Kamadeva. Ții cu mine Kamadeva? Ce înseamnă asta? Însemna că el spune două versuri și eu trebuie să închei strofa. Fiecare strofă s-o închei, s-o închei eu. Cum? Da, fiecare catre. Din Kamadeva, fiecare scop. Și a început el. Eu nu prea aveam proaspăt în minte poemul, dar orice copil care trecea prin școala de atunci știa Eminescu aproape în întregime. Trecea prin Eminescu, prin citire, nu pe calculator. Și astea, când le citești, îți rămân undeva, în sufletul tău, în memoria ta de suflet. Mm. Și începe Nikita. Cu durerile iubirii voi în sufletul mi să-l vindec? Eu am continuat. L-am chemat în somn pe Kama, Kamadeva, zeul indic. Nikita. El veni copilul mândru călărind un papagal. Eu, având zâmbetul fățarnic de-a lui buze de coral, Nikita aripi are, iar în tolbăi el păstrează ca săgeți numai flori înveninate, zic eu, de la gangele măreț. Nikita pus o floare atunci în arcui, mă lovi cu ea în piept, eu, și de atunci, în orice noapte, plâng pe patul meu deștept. Și am ajuns la ultima strofă. A zis Nikita, cu săgeata e otrăvită, a venit ca să mă încerte. Și eu am închis poemul, strofa și poemul, am spus, fiul cerului albastru și al iluziei deșerte. Eram alb și pe din afară, că ningea și pe dinăuntru de emoții. Am reușit să țin cu Nikita Kamadeva. Nikita m-a îmbrățișat. Și mi-a spus, bravo, bătrâne, ai ținut cu mine Kamadeva. Și mi-a șoptit la ureche. L-ai văzut pe Mișu în prispă? He, nu-l văzusem, să fiu cinstit, pe Mișu în prispă, că eram prea emoționat din ce rosteam poemul. Dar atunci, cu puterea lui, Nikita mi-a inoculat o vedenie. Și am închis ochii și l-am văzut pe Mihai Eminescu în prispa casei lui Slavici. Un actor atins de aripa geniului. Un mare, foarte mare actor. El ne-a făcut, prin arta lui, să-l înțelegem mai bine pe Eminescu, marii noștri poeți, pe Nikita Stănescu. Împreună cu Nikita Stănescu a evocat atât de profund și puternic opera eminesciană, a pus-o în lumină, în valoare, încât aproape a recreat-o.
De asta spuneam la început că este un talent atins de aripa geniului. Unde am avut ocazia să-l văd recitind Eminescu, Nichita, mulți, mulți, mulți alții. El și culegea poezie bună și interesantă care îi se potrivească, el și scria poezie. A bucurat ani și ani de zile, a bucurat foarte, foarte multă lume și, repet, având ocazia să merg cu el pe la prieteni de ai mei sau ai lui, că toată lumea îl putea să recite și față de, hai să zicem, de alți colegi de ai lui care mai fac mofturi de obicei în astfel de situații neoficiale, Sebi avea bucuria de a bucura pe oameni și recita în orice loc s-ar fi dus, dacă cineva îl ruga, uita că e momentul lui de odihnă sau de distracție și recita la lume și recita fabulos. E oul celui sterb la fel, dar nu-l sorbi curi nuntă în el și nici la cloșcă să nu-l pui. Îl lasă în pacea întâia lui, căci vinovat e tot făcutul și sfânt doar nunta începutul. Adică ce? Ne obliga să ascultăm poezia? Aoleu, ce tortură! Nu! Curgea ca mierea. Am avut realmente noroc. Am intrat într-o lume care pe mine m-a marcat, m-a format într-un anumit fel și mi-a lăsat o zestre pe care, conștient sau nu, astăzi o pot folosi. Făcea un tandem minunat cu al lui copil, Ionuț, pe care îl știu de când era chiar un copil. Și mă uitam cu drag la ei pentru că, de fapt, nu vedeam un tată cu un fiu, vedeam doi prieteni. Și surele de multele întâna. Și iată ogarul, ce mușcă motanul, ce hață canarul, ce gustă grânarul, pe care plucarul a strâns în amparul, pe care tâmparul, calțeamă că-i casa pe care citarul i-a zidit-o lui ce... Nu de multe ori am văzut o prietenie atât de concretă între un tată și un fiu. Ba chiar în glumele noastre îl ironizam pe Sebi, zice, bă, o să ajungi să spun despre tine cu cel pe tata lui Ionuț, cu Ionuț devine mai celebru ca tine. Și se pare că este un om celebru și dă Dumnezeu sănătate și să iubească amintirea tatălui. Voi sta lângă tine. Voi fi geniul tău bun. Voi veghea ca toate gândurile și închipuirile tale mărețe să prindă chip. Câte sunt de înfăptuit în această țară. De foarte multe ori mă surprind, am pornirea să pun mâna pe telefon și să-l sun. Am nevoie de o părere, am nevoie de un sprijin, am nevoie de un sfat, am nevoie de o polemică, iată. Cu el aveam pe toate și le, cum să spun, aveam o siguranță. Acum am rămas eu tată la rândul meu și e bine când ești un tată cu tată.
avea vocația prieteniei și câtă vreme am fost împreună la clasă, m-am simțit apărată și protejată de tot ce-i rău și tot ce-i urât. Poate că chiar el avea de-a face cu lucrurile mai dificile, mai puțin plăcute și mai puțin frumoase. La mine n-ajungea nimic și eram conștientă și atunci, dar acum în orice caz sunt conștientă pentru că lucrurile urâte au năvălit. Faptul că am fost de atâtea ori plecați în spectacole mi-a oferit șansa să-l cunosc așa cum era el ca om, un om de o delicatețe sufletească extraordinară. N-am spus cuvinte gratuite prietenul de catifea, pentru că știa să se poarte cu mănuși cu toată lumea. Relațiile de colegialitate, evident, relațiile profesionale, o deontologie de cristal, de cremene, erau, cum să vă spun, îndulcite, erau camuflate într-o formă de a prețui feminitatea, de a o trata cu grație, cu gingășie, cu respect și în același timp a sublinia, da, mă aflu în preajma unei femei și se cuvine ca lucrul ăsta să se transforme într-o sărbătoare declarată, neostentativ, extrem de măgulitor. Avea un talent grozav în a se înțelege cu oamenii, în a fi elegant, în a te face pe tine să fii în partea ta de sus. Era un boier. Îți dădea, dacă vreți, o siguranță. Da, sunt femeie, sunt plăcută, sunt apreciată, sunt sigură că sunt la locul meu și este apreciată prezența mea. Cu politețe, cu farme, cu inteligență, cu un orizont cultural formidabil. De dragul Mariei și a Mântuitorului lucește pe ceruri o stea călătorului. La Valșic se tânguie marea, un munte răspunde la bran. De dorul Mariei cărarea se frânge în sclipirii de mărgean. Se frânge cărarea poruncii ca dorul și inima sa. Alături de bunii și pruncii, la Balcic, la Balcic să stea. Stella Maris, Stella Maris, pulpuindu-l plâns stingher, ca un sparo de Santa Abis, dintr-un alt cadrilater. Santa Abis, voi colinda cu inima mea mergând prin zăpadă. Mâna mea în cinci colțuri ca o stea începe cuvinte să vadă. Brațul meu o coadă de cometă, umărul și pieptul meu cer, căldura lor secretă lucește albastru de ger. Să fiți fericiți, să aveți parte de liniște albă sub cetina verde împodobită. Ochii mei, două vergele într-o salbă, împodobesc oră clipită. Ave vouă, bărbaților, femeilor, inima mea vă salută. Ninge deasupra secundelor, orelor, cu zăpadă argintie și mută. Ding-dang, numai inima ding-dang, numai ea bate la mesele voastre. În noaptea aceasta e o singură stea și o nenumărare de ceruri albastre. Eusebiu știa să vorbească adânc și atunci când tăcea. Tăcerile lui au fost cele mai relevante. Mă uitam la el și mă gândeam la tata. Numai tata mă știa să tac atât de profund. Avea o seninătate ieșită din comun. Când noi toți, inclusiv el, sau mai ales el, știa că în curând nu va mai fi. Și altfel, maestre, ce mai faceți?
Învăț să mor, răspunde. Învăț să mor. Credeți-mă că la o astfel de replică trebuie să fii ori un mare bărbat, ori să ai un curaj năprasnic, ori să nu crezi niciodată că vei muri. Cred că din fiecare a fost cât un pic. Doamne, dacă mi-ești prieten, cum te lauzi la toți sfinții, dă înscris poruncă morții să-mi ia calul, nu părinții. Doamne, dacă ții la mine, cum se tot fălesc zurlii, dă înscris poruncă morții să-mi ia calul, nu copiii. Doamne, dacă mi-ești prieten, nu mai otrăvi ursita, dă înscris poruncă morții să-mi ia calul, nu iubita. Doamne, dacă mi-ești prieten, cum susții în gura mare, moaie tocul în cerneală și înainte de culcare, dă înscris poruncă morții când și-o ascuți pumnalul, să-l înfigă în mine, Doamne, și să-mi lase în viață calul.